Bună tuturor, eu sunt Andra Gogan și de mult n-am mai făcut un vlog, dar sunt aici în Turcia și am zis că vreau să încerc dulciuri turcești. Așa că am luat de aici, de la masă, de la masa de prânz, mai multe tipuri de dulciuri. Avem aici multă baklava și din familia baklavalei și alte chestii o să descoperim imediat. Și aici avem dulciuri clasice, drăguțe, pe care ei le-au pregătit pentru clienții acestui hotel. O să vă arăt întâi priveliștea, să vedeți cât de drăguț este aici. Este superb. Este dita mai piscina, asta e doar o mică piscină pe lângă tot ce este aici. Avem palmierii ăștia super drăguți în spate. Acolo sunt mami și Teo, care stau la umbră pentru că este ora cea mai nașpa de soare, așa că o să încerc să fiu rapidă și să mănânc aceste dulciuri alături de voi. Să vedeți ce părere am despre dulciurile turcești. Deci, să începem! Tu și cu mine facem iarăși magie, pe grisia rece din bucătărie. Bun, cu ce să începem? Știu doar că baklava e foarte dulce, deci o lăsăm ultima. Și o să începem atunci cu partea aceasta. Voi începe cu asta de arată a cremă de saharas. Deci ce am atins că a fost foarte dulce. Ok, hai să vedem cât de bun este. Sau cât de nașpa este. Un pic cam arsă. Un fel de griș cu lapte. Merge. Da, îi dau nota 5 pentru că are gust de ars. Deci nu. Mai departe. Hai să vedem această chestie. Vă rog, uitați-vă cum arată. Ups. Este plin de chestii. Sunt super curioasă ce e înăuntru. Avem aici niște semințe. Am început. Migdale. Vedeți ce este aici înăuntru. E ok. Hai, mai încercăm. Mai dăm o șansă. Alune de pădure moi. Ok, nu, nota 3. Și nu sunt critică. Trecem acum la această prăjitură. Uitați-vă, vă rog, cum arată. E foarte frumoasă. S-a topit aici. Era o chestie tare de ciocolată și s-a topit. Nota 6. Bun! Ce bun! Mâncăm și nuca. Asta care e bună. Foarte bună. Îi dau nota 9. Foarte bună. Și a trebuit să oprim puțin video. Am luat și puțin apă pentru că nu mai puteam de sete. Și continuăm cu această prăjitură portocalie. Arată într-un mare fel. Ok. Are morcov. Nu-mi dau seama. E interesantă. De la căldură mi s-a închis din nou videoul, așa că o să continuăm acum. Prăjitura portocalie am dat așa nota 7. Hai să vedem aici. Este o gelatină. Și asta este ciocolata care a picat din altă prăjitură, care de la topire. Este un fel de lapte. Îi dau 5, da. Mai avem încă una și apoi trecem la baklava. A venit pisi. A venit o pisică. Pisi turcă. Oh. Mai mângâie-o, Teo. Mai mângâie-o. Cred că de la casa de pisici. Trecem mai departe și o să mâncăm baklava. Ok, so, prima cu care vom începe este una clasică, micuță, drăguță. Foarte bun! Bună! Teo? De unde ai apărut? Trecem la următoarea. Asta nu-i baklava, e altceva. Uite, e cât capul tău, Teo. E mai mare. Iacă? Nu, dar nu-i bună. Dar așa un gust. Vrei? Nu. Dacă nu-i bună, nu. Nu, că nu-i bună, e ok, dar nu e wow. Baklava e super, dar asta. Vreau să încerc para, asta e o pară. Uite, efectiv este o pară. Dar uite cum arată. Pară.
pare mâncată. Așa pare, nu? Pare mâncată. Da. Încă da. Pare făcută la cuptor sau ceva de genul. Da, și arată. Da, e bună. Da, e bună. Am mâncat-o cineva și după aia a făcut. Nu, nu. E bună. Ok. Da, dar are coajă. Mă încercăm această chestie care se spărâmă. A clavale îi dau nota 10. Următoarea chestie îi dau nota 5. Pare îi dau nota 8. Următoarea chestie cu nucă i-am dat nota 7. Și asta? Uar, ce dulce e. Oh my god. 6 pentru că e foarte dulce. Oh. Bun, trecem la următoarea baklava care arată foarte bine. Na, 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 na. Oh. Și iar am apărut. Asta e foarte bună. Pare un pic prăjită, nu ca? Yeah. Ești încerci? Nu. De care era? Era asta e, asta e. Mamă, nota 10. Atunci baklavaua asta primește nota 9 pentru că asta primește nota 10. Deci, Asta tot o baklava pare, dar nu știu exact. Dar nu-mi place mie. Nici mie nu-mi place pe mine. Da, nu prea mult. Deci îi dau nota 6, cele de mai devreme. Și asta. Ok. Mai încearcă. Foarte dulce, foarte dulce totul. De-aia fac reacția asta. E, cum vrei să fie dacă sunt dulce? Ok. Să vedem ce mai avem aici. Ce-mi place baklavaua. Și după aia sunt toate? Gata. Sunt toate. Și am încercat dulciuri din Turcia. A fost o experiență interesantă. Cum zicea și Teo, sunt dulciuri, normal să fie dulci, pentru că mi s-au părut foarte, foarte dulci. E, bună! Dacă vă plac genul ăsta de videouri și vreți să mai fac încerc dulciuri din o altă țară, puteți să-mi scrieți în comentarii. Eu am fost Andra Gogan, el a fost Teo, chiar dacă ne-a apărut un video meu. Iar noi ne revedem și data viitoare! Pa!